Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce se întâmplă între voi și persoana voastră. Vom lăsa etalarea să decurgă așa cum vrea ea. Nu o vom forța prea tare cu întrebările. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Dacă nu v-ați abonat, vă puteți abona și apăsa pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu voi publica mai multe videoclipuri și să trecem la treabă, să vedem. Energia persoanei voastre. Ei bine, aici voi aveți de-a face cu o persoană care este destul de mulțumită de sine, de felul în care arată, de felul în care se prezintă. Aveți de-a face cu o persoană care la prima vedere poate părea destul de rece, dar este o persoană foarte creativă, foarte intuitivă, foarte empatică. Ce se întâmplă este doar faptul că această persoană, din cauza faptului că este foarte empatică, ajunge să absorbă foarte puternic energiile din jur, mai ales energiile locațiilor și oamenilor cu care are de-a face, și uneori se simte efectiv copleșită de aceste energii și în acel moment ea devine secătuită. Această persoană, energia este profund feminină, deci este o persoană foarte intuitivă, foarte creativă și da, uneori poate să fie pur și simplu depășită de situație când absorbe prea multe energie și să fie un pic mai tăcută, mai retrasă, să nu facă, să nu pară că face foarte multe lucruri. Este ca și cum această persoană în permanență analizează energia, nu neapărat oamenii, nu neapărat din punct de vedere fizic, dar este ca și cum această persoană are niște abilități și abilitățile astea lucrează 24/7, chiar dacă această persoană nu se sizează, ele lucrează, ele sunt acolo, ele funcționează după propriilor lor parametri. Bun. Energia voastră. Nu este foarte îndepărtată de cea a persoanei voastre. Aici păreți să fiți zodii de apă. Scorpion, pești, rac. Nu știu dacă nu cumva amândoi sunteți zodii de apă, pentru că, sincer, așa îmi pare. Cred că amândoi aveți abilități, doar că pe partea feminină aici o afectează mult mai puternic partea aceasta de abilitate decât pe partea masculină. Este ca și cum partea masculină știe cu ce lucrează, știe ce face sau cel puțin își poate porni și opri abilitățile exact atunci când dorește, ca și cum ar avea un fel de întrerupător, în timp ce partea feminină, pentru aceea lucrurile nu stau chiar așa și asta se resimte foarte mult în energia sa. Bun. Să vedem ce se întâmplă acum între voi. Dar de fapt, hai să vedem mai bine trecutul. Hai să mergem cu trecutul. Sincer, aici îmi pare că a fost o conexiune care părea să fie perfectă, care părea să fie minunată, care părea să fie suficient de liniștită, dar totodată să nu lipsească neapărat pasiunea și, nu știu, acea scânteie specială pentru o relație, dacă înțelegeți ce zic. Ideea este că la cum văd lucrurile aici a fost mai degrabă un aspect karmic care a forțat această conexiune să se încheie temporar. Aici consider că pentru o parte din voi va interveni la scurt timp o persoană din zodie de fecioară sau taur. Vreau să vă atrag atenția aici că s-ar putea să aveți de-a face cu o persoană care să fie foarte conectată cu natura, o persoană care iubește natura, o persoană care poate avea, nu știu, ori o grădină, oriceva de natura asta, dar persoana îmi pare să ajungă brusc în viața voastră. Și da, cam despre asta este vorba.
Dar aici a fost o conexiune foarte puternică, foarte intensă, foarte frumoasă, până ce pur și simplu a intervenit un aspect karmic și aici cineva a trebuit să încheie brusc această energie, a trebuit să încheie brusc această conexiune. Bun. Să vedem ce este în prezent între voi și persoana voastră. Bun, aici avem zodii cornute, cum ar fi Capricorn, Taur, Berbec, zodiile din sfera asta. Atenție foarte mare pentru că s-ar putea să aveți de-a face foarte curând cu o persoană din zodie cornută. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aici, pentru unii dintre voi, s-ar putea să trebuiască să puneți mai mult accentul pe felul în care decideți să vă alimentați, ce alegeți să mâncați, cum alegeți să vă petreceți timpul, ce alegeți să faceți cu timpul vostru. Cred că va interveni și un aspect extrem de important de studiu. Aici cineva va decide fie să se reîntoarcă la studiu, fie să facă pași spre a relua o cale pe care a lăsat-o în urmă. Aici vorbim de foarte multă înțelepciune ce va fi acumulată într-un timp foarte scurt în perioada imediat următoare, dar nu sunt cărți ca și cum voi ați avea ceva împreună. Deci aici cred că lucrurile sunt stagnante și pur și simplu fiecare o duce pe cont propriu. Ce mi se pare interesant aici este practic că fiecare parte are un dragon și un om. Și este ca și cum partea feminină are de gând să se axeze mai mult pe aspect și pe ceea ce are de gând să facă cu sinele, și partea masculină are de gând să se îndrepte către studiu. Și sincer, cu scheletul acela, și cu cărțile, aici cred că va fi un studiu mai mult pe partea asta de ocult ezoteric, în timp ce pentru partea feminină va fi o concentrare foarte mare pe practic și material. Aș vrea să atrag totuși atenția asupra faptului că ambele persoane aici au o cheie la gât și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru. Cheia de la gât, atât din partea persoanei feminine, cât și din partea persoanei masculine, este reprezentantul că, într-un fel, această conexiune nu a fost ruptă, chiar dacă relația în sine s-a rupt, conexiunea dintre persoanele astea două este în continuare foarte puternică, doar că există niște aspecte ale sinelui pe care fiecare trebuie să le desfășoare. Totodată, cu cheia, aici mai consider că aici comunicarea poate fi reluată în orice moment între aceste două persoane. Nu cred că ar fi o problemă, să zicem, dacă unul ar iniția contactul, celălalt să nu-i răspunde. Deci, efectiv, nu cred că este o situație de acest tip, ci pur și simplu este mai mult o greutate în a vă pune pe aceeași pagină. Este ca și cum, nu știu, într-un fel, amândoi vreți această conexiune, vreți să reluați o parte din ceea ce a fost în trecut, dar vreți să lăsați în urmă ceea ce nu a funcționat pentru voi. Și, din păcate, acea parte cu lăsat în urmă ceea ce nu a funcționat pentru voi nu este aceeași pentru amândoi. De asta aici aveți foarte mult de lucru dacă vreți să reluați această conexiune, pentru că nu este o conexiune frumoasă, nu este o conexiune ușoară, dar este nevoie de multă muncă și este nevoie de foarte multă răbdare pentru a reuși să vă aliniați și totodată multă muncă de partea amândurora pentru a reuși să adaptați lucrurile după partener. Pentru că aici nu este ca și cum doar unul se adaptează și unul stă degeaba. Nu, efectiv este o muncă de adaptare pentru ambii partenerii. Deci, dacă unul, de exemplu, îi cere celuilalt să studieze sau să, nu știu, fie mai activ în legătură cu cariera, atunci voi de regulă îi cereți persoanei să fie mult mai răbdătoare și mult mai înțelegătoare. Doar că în momentul în care, de exemplu, persoana care îi cere celelalte să fie mai răbdătoare și înțelegătoare nu își respectă partea în legătură cu ceea ce face, direcția sa în viață și așa mai departe, de regulă face cealaltă persoană să se îndepărteze, să se răcească și atunci lucrurile iar o iau de la capăt și nu se ajunge niciunde. Deci asta ar fi problema, pentru că într-un fel trebuie păstrat aici echilibru și trebuie o comunicare deschisă, trebuie o comunicare foarte profundă. Nu se poate să funcționați cu această relație cu comunicare de suprafață, ai mâncat, da, bine, hai, noapte bună.
Nu merge așa. Aici lucrurile trebuie discutate, trebuie planificate, trebuie gândite înainte să fie făcute și după dat, într-adevăr, trebuie și făcute. Pe viitor, la ce vă puteți aștepta? Sincer, cred că voi veți începe să aveți vise unii cu ceilalți. Și aici cred că veți ajunge la un punct foarte curând în care veți ajunge la o stare de aliniament. Atenție foarte mare, pentru că aici cred că vor fi vise, vise în care pot interveni lucruri pe care le dăm drept cadou, cum ar fi anumite bijuterii sau anumite lucruri. Cred totuși că aici ar putea fi vorba și de o reconciliere să vină. Doar că, într-un fel, nu știu, într-un fel e ciudat. De ce? Pentru că am judecata, da? Și lumea. Este ca și cum reconcilierea poate să vină, dar cu sacrificii destul de mari. Și cu o schimbare mare de perspectivă de partea ambilor parteneri și nu știu dacă, nu e vorba dacă doar unul, e vorba de amândoi în egală măsură, dacă veți reuși să faceți asta. Pentru că aici, dacă unul dintre voi este în stare să schimbe perspectiva și să cedeze la ceea ce a făcut până acum, pentru celălalt, este cumva în oglindă și celălalt poate, dar în momentul în care unul nu face, este ca și cum celălalt. Nu este suflet geamăn, dar este o oglindire foarte puternică ce se petrece între voi și atunci dacă voi știți că nu sunteți capabili să faceți un sacrificiu pentru această persoană, nici această persoană nu se consideră capabilă să facă pentru voi. Este ca și cum aici cineva trebuie să ghideze prin exemplu, iar cealaltă persoană va urma, dar până ce nu există o inițiativă din partea cuiva pentru a ghida prin exemplu, nici cealaltă persoană nu va reuși să facă un pas. Deci aici mă aștept ca voi, persoanele care vă uitați la acest videoclip, să trebuiască să faceți pasul. În special dacă aici e vorba de... în special dacă aici voi vă uitați pentru energie feminină, energie feminină poate să însemne fie chiar femeie, fie poate să fie bărbat, dar care de regulă este mult mai feminin. Dar, da, cam asta ar fi. Bun, și mai vreau să mă uit la un mic aspect și după care vom încheia. Să ne uităm. Deci aici foarte curând va veni un moment de aliniament pentru voi în care veți reuși să vă echilibrați și în care veți reuși să decideți. Este bine să vă urmați visele și ghidările. Atenție că voi s-ar putea să aveți animale totem, păsări, în general vulturi și păsări foarte, foarte similare cu vulturii. Atenție foarte mare. De ce? Pentru că aici este o conexiune divină cu doi de cupe. Este o conexiune destul de unică. Știu că ambele persoane simt aici conexiunea foarte puternic, doar că aici cineva trebuie să ghideze și este ca și cum persoana care trebuie să ghideze relația este ca și cum nu vreau să ghidez, nu vreau să conduc, nu vreau să fiu eu persoana care taie și spânzură, dar exact persoana care fuge de această responsabilitate, exact această persoană trebuie să ia această responsabilitate pentru ca lucrurile să poată funcționa în această relație. Mai departe este decizia voastră ce alegeți să faceți cu puterea personală pe care o aveți, dacă o lăsați să se irosească și să vă răniți de unii singuri sau dacă aveți de gând să folosiți puterea personală pentru a construi, pentru a crea, pentru a face ceva frumos și util în această lume. Aici nu cred că vorbesc doar de o conexiune care este o relație de iubire și gata și eventual ulterior o familie, nu. Aici cred că vorbesc de o relație cumva menită să ajungă departe, dar cumva foarte apreciată de oameni în general. Nu cred că vorbesc de o relație tipică ce, nu știu, pur și simplu vă vedeți de viețile voastre, nu. Fie sunteți cumva în spațiu public, nu m-am exprimat bine. Fie aveți un rol de vindecare, fie veți fi persoane publice.
Și se poate să nu înțelegeți cum ar putea să se întâmple asta în acest moment, este în regulă, dar din acest moment este energia atât de ciudată și de dificilă. Bun, ideea este că aici trebuie să se producă o schimbare definitivă în această conexiune și, sincer, cred că se va produce, doar că momentan trebuie să-i dați acestei situații un pic mai mult timp. De ce? Pentru că am avut eremitul. Deci, încă o dată, nu este ca și cum există o energie negativă sau că, care să blocheze acest lucru. Este vorba doar de voința voastră. De îndată ce voi vă setați voința, de îndată ce voi sunteți mult mai determinați să faceți lucrurile așa cum simțiți și vă ascultați propria voastră ghidare internă, pentru că voi, încă o dată, foarte curând veți fi în aliniament, foarte curând veți primi mesaje foarte clare și directe de la sursă, voi trebuie doar să le ascultați, voi trebuie doar să le urmați, nimic mai mult, urmați acele ghidări. Pot să pară ciudate, pot să pară fără sens, pot să pară, nu știu, că voi de regulă să mergeți pe o rută care nu ar avea, nu știu, legătură cu ruta pe care ar trebui să mergeți voi în fiecare zi, dar astfel de modificări, schimbări, îmbunătățiri și așa mai departe sunt extrem, extrem de importante pentru voi, mai ales dacă le urmați în perioada aceasta. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!